Taxiurile pe Bega, un nou mijloc de transport pentru timișoreni. Aglomerația din trafic și cozile la semafoare pot deveni istorie la Timișoara. În loc de un taxi clasic, locuitorii ar putea lua un taxi care va circula pe canalul Bega. Proiectul a fost gândit de câțiva tineri din oraș, iar municipalitatea se arată entuziastă în fața acestei inițiative și promite birocrație minimă în momentul în care inițiatorii taxiurilor nautice vor cere autorizații de funcționare. Eu cred că în primul și în primul rând Bega poate fi folosită prin navigare în scopuri de agrement, dar sunt deschis să încercăm inclusiv variante de transport în comun cu orar rigid și, cum spuneam, și variante de taxi pe Bega. Presupune autorizarea unor furnizori de astfel de servicii și stabilirea unor norme foarte riguroase pentru a asigura securitatea celor ce circulă pe Bega. Trebuie să nu ne lăsăm aici furați de spectaculozitatea ideii și să ignorăm cerințele de securitate. Deci ar fi nepermis să existe accidente. De cealaltă parte, părerea timișorenilor este împărțită. Ar fi ceva interesant, ceva mai aparte, că na, pe Bega, când eram eu adolescentă, era vaporașe. Va fi totuși folositor? Va fi... Acum, în sezonul ăsta, nu, dar vara precis. Cred că ar fi o idee bună. Na, mai ceva interesant să fie și la noi, să te plimbi pe Bega. Ideea de navigație pe Bega mi se pare foarte interesantă. Ideea de taximetrie pe Bega, ca și un om care este în trecere din Timișoara, nu mi-o pot exprima. Nu știu cât de rentabil ar fi, cât de plăcut. Ca și turist, repet, mi-ar plăcea să mă plimb pe Bega. Păi, de curiozitate, sigur, m-aș plimba. O dată, de două ori, după aia trag niște concluzii și a doua oară pot să vă spun exact dacă a meritat sau nu. Primar, dacă vrea să facă ceva, așa. Uite, a făcut acea stradă acolo la, pentru hotelul ăsta Timișoara, da? Așa. Ar putea să facă și fațada la spitalul ăla, că strică tot aspectul Timișoarei. Acest lucru ar putea să facă primarul. Ăștia sunt lucruri de strictă necesitate. Tarifele pe kilometru pentru taxiurile nautice vor fi similare celor de pe uscat.